Bună seara! La ora 7 și aproape 7 minute, deci cu un pic de întârziere balcanică, venim cu o nouă ediție a emisiunii Verde în Față, așa cum v-ați obișnuit, sper, în fiecare luni, miercuri și vineri seara, pe pagina Partidului Verde și pe paginile mele, ca moderator Oleg Brega, mă numesc oaspeți, azi îmi sunt colegii de partid Gabriel Ursescu, din Suedia, un fel de co-moderator, și oaspete special Constantin Tele Troncotă din Germania, care și el de ceva vreme a lăsat activismul civic, cum am făcut și eu cu Gabi, și s-a înrolat în oastea lui Florin Călinescu să încercăm să schimbăm și România și Europa înspre verde. Înțeleg că la voi în Germania acum asta e tendința, nu? Nemții încep să simpatizeze, să se intereseze de probleme de mediu și încep să voteze verzi. Totuși, azi 15 fiind, am auzit că s-au deschis multe țări pentru România și s-au grăbit mulți români din diaspora să vină acasă. Gabi, știu că are familie acolo, internațională, și e prea departe. Dar tu, Constantin, nu te-ai grăbit să vii, să faci coadă la vamă, să vii acasă? Bună ziua, bună seara! Sau ți-ai făcut vacanță pentru campania electorală? Da, eu i-am să-i fac un pic de prezentare, am să-l tări un pic pe tele, fiindcă îți mă de ceva. Dar vezi că nu te auzi prea bine. Zic că am să completez un pic prezentarea, fiindcă îl știu pe tele de ceva vreme. Și vreau să spun că am întâlnit în persoană lui tele un adevărat prieten. Și după activitățile civice, iată că ne revedem în Partidul Verde și mă bucur că a ales această variantă, fiindcă știu că a fost și el decepționat de ceea ce există pe piață. Și vreau să punctez câteva activități unde eu și cu tele am colaborat foarte, foarte bine. Și aici mă refer la activitatea de la Strasburg din septembrie 2018 și de la Bruxelles, două dintre cele mai mari. În plus, au fost acele activități pe modelul acord diaspora, care a prins foarte bine în străinătate, în comunitățile românești, și ulterior a fost luată ca și model de alte grupuri civice și ne bucurăm. Tele, dragul, eu am întrebările mele, fiindcă n-am apucat să vorbim noi mai multe, noi fiind ocupați, și o să vă spun pe parcurs niște întrebări în instant, tocmai ca să vadă și publicul despre activitatea noastră, activitatea ta, de ce ai decis să alegi verzi, de ce ai ales să te implici în activitatea comunității românești și... Haideți să vedem cum se desfășoară lucrurile. Mulțumesc încă o dată, tale. Cu plăcere. Oleg, să-ți răspund la întrebare legat de concediu, vacanță în România. Încă nu sunt la vamă, cu toate că mi-aș fi dorit acest lucru. Eu spun sincer, aveam de mult în plan. Inițial trebuia să mă duc în martie în România, dar era la începutul pandemiei și am anulat pur și simplu vacanța. Acum am făcut un alt plan, voi merge în luna august în România și chiar am postat pe pagina mea un traseu pe care îl voi urma în România. Mă voi duce Timișoara, Drobeta, Turnu Severin, partea de jos, București, Constanța, voi urca la Iași, Baia Mare, adică după care voi ajunge în Brașov, adică un tur al României. Cam asta vreau să fac. Aveam o vorbă, să spun așa, bănuții aia puțin de care dispun eu, chiar vreau, îmi doresc să introduc în turismul românesc. Sper să nu rămân supărat de acțiunea asta. Vrei să descoperi România sau să defilezi cu drapelul verde? Că o să fie campanie electorală în august deja, probabil, dacă se stabilește data alegerilor. Nu cred că va fi campanie electorală, dar dacă va fi, categoric voi face și acest lucru. Okay.
Inițial este un concediu, câteva întâlniri le am deja prestabilite, dar vom vedea dacă va fi campanie, cu siguranță voi face și acest lucru, adică nu-mi va fi greu. Sunt obișnuit să alerg, dar asta este. Păi, da, orice ostaș se vrea general, nu? Dacă te-ai înrolat în oastea, cum ziceam la lui Florin Călinescu, vrei să ajungi și tu undeva, într-o funcție publică. Nu candidezi la locale, în niciun fel, la tine, la Baștină sau eu știu, în vreo urbe sau Nu. pentru vreun consiliu sau doar susții pe cei care candidează la locul lor. Nu, eu am început cu activism, am ieșit în stradă, nemulțumit fiind de ceea ce se întâmplă în România, după care am încercat la alegerile europarlamentare să candidez. Am o idee și aș vrea să merg pe ideea mea, adică îmi doresc foarte mult să ajung în Parlamentul European. În acest moment mă pregătesc pentru Parlamentul European. Mai sunt 4 ani până la alegeri. Da, tocmai am nevoie de timp. Am reușit să adun aproape 70.000 de semnături de unul singur. Acum, fiind cu Partidul Verde, probabil va fi mult mai ușor. În schimb, poate nu eram destul de pregătit. Acum, dacă nu se schimbă cadrul legal, care e unul foarte discriminator în România, pentru toate tipurile de alegeri, va fi, dacă nu imposibil, va fi foarte greu de adunat semnături și de candidat și la europarlamentare și la parlamentare. Să știți că nu mi-este frică de acest lucru, deoarece știu din acțiunile mele, oamenii când văd că ești bine intenționat, îți vin alături. Deci nu mă sperie acest lucru. Pot actualele partide de la guvernare să vină cu fel și fel de tertipuri, fel și fel de legi de a îngreuna candidatura partidelor noi sau de a, nu știu, de a face mai dificilă această acțiune, dar nu mă sperie acest lucru. Văd okay. că vin alături de Partidul Verde oameni onești, oameni buni. Sunt unii care deja sunt alături de noi, sunt unii care încă se pregătesc, dar cu siguranță vor veni. Și nu-mi va fi frică să mă duc în luptă cu niște ostași buni, cum ai spus tu mai devreme, ostași, să te repet. Bravo, Troncu, tot vreau să completez un pic și mulțumim comentariul doamnei Laura Leontina. Te salută și zice că și ea s-a înrolat în oastea domnului Călinescu. Ea zice că domnul Călinescu este un Napoleon, mic la stat, dar mare la sat. Și eu cred că este o alegere bună, Tele, și alegere bună și pentru ceilalți care urmăresc Partidul Verde, urmăresc pe Sorin Călinescu și ceea ce noi încercăm să facem. Eu vreau să dau câteva date utile publicului, fiindcă sunt multe voci, multe comentarii în ultima vreme care ne întreabă, domnule, ce ați făcut voi Partidul Verde? Ei bine, trebuie să știe că noi, chiar dacă nu ne cățărăm pe garduri, să nu facem nu știu ce scandal, noi avem activități locale, activități în diaspora mai nou. Am crescut 2-3 luni de zile foarte bine în diaspora, avem oameni minunați, avem activități cu reprezentanți ai Parlamentului European, Comisie Europene. Noi lucrăm, încercăm să ajutăm pe cei din societatea civilă ca și vocea lor și cauzele noastre comune să fie auzite și drept dovadă avem această campanie a salvării biodiversității și a fermierilor, care este o campanie inițiată de societatea civilă europeană și trebuie să adune 1.000.000 de semnături. Acolo suntem și noi, Partidul Verde. Tere, o întrebare. Ce te-a decepționat la clasa politică actuală? Gabriel, cred că răspunsul la întrebarea ta l-ai în fiecare zi, dar categoric ți-l dau și eu. Gabriel, de ce te afli în Suedia?
Să-ți Bine, spun, da, eu am răspund cu o avut niște întrebare. motive. Da, eu am niște motive și personale, dar între Nu, timp lucrurile s-au schimbat. singurul motiv pentru care tu te afli în Suedia, eu mă aflu în Germania și probabil sunt încă un anumit număr de persoane ce ne urmăresc acum, se află în anumite țări, deoarece clasa noastră politică și-a bătut joc de noi, asta a făcut. De ce nu sunt acum în România cu un salariu de 1000, 1000 și ceva de euro să trăiesc decent acolo? De ce mă aflu în Germania? Ăsta este unul dintre motive. În plus, eu l-am așteptat atunci pe Liviu Dragnea la Reșița și îmi spuneam nemulțumirile mele. A fost momentul în care eu am început să devin mai cunoscut. Mama mea a lucrat în CAP și după 20 și ceva de ani de muncă nu are o pensie pentru că a luat foc arhiva. Să nu spună mie oricine de la București că nu este la un sediu central unde să fie o evidență. Ei au profitat de acei oameni, fiind niște oameni poate mai, să nu spun proști, poate niște oameni puțin mai cultivați și neștiind să umble și să-și caute dreptatea, 200.000 de persoane, 200.000 de pensionari nu au o pensie. Niște țărani, niște oameni care au dat cu sapa în câmp, nu au o pensie deoarece au luat foc arhiva. Acest lucru s-a întâmplat în județul Mehedinți și în județul Timiș. Ăsta este un alt motiv pentru care clar mă implic mai departe. Să nu mai vorbim de ceea ce văd în Germania și ceea ce văd când ajung în România. Când ai trecut de graniță, s-a schimbat cu totul și cu totul situația problemei din orice situație vrei să privești, din orice unghi vrei să privești. Te duci la o instituție, vezi, să spun că de recent am vândut o mașină și am cumpărat alta la același preț, aceeași marcă și vreau să-ți spun că în Germania, acum cu coronavirus, într-o zi ai mașina înmatriculată, dar într-o zi normală eu înmatriculez mașina în 30 de minute. În România ai nevoie de 2 luni de zile, 3 luni de zile chiar. Deci, oriunde te duce, în instituții publice, pe stradă, ieri postasem pe profilul meu o poză cu râul Necar, care este foarte curat. Adică, despre ce vorbim? Oriunde te uiți, oriunde te vei duce și vei face o comparație, categoric, eu fac comparație cu România, atunci când intru într-o instituție, și întorc capul în stânga, în dreapta, compar cu ceea ce știu că este în România. Și normal că mă face să mă duc mai departe și să încerc să schimb ceva de acolo. Acum, eu îmi doresc acest lucru, îmi doresc ca toți să vină alături de Partidul Verde și să schimbăm. Adică un partid nou. De asta să-ți răspund și la întrebarea ta de mai devreme, de ce am ales Partidul Verde, pentru că este un partid nou, în primul rând, nu este un partid cum sunt celelalte, oameni noi în politică, dar dacă se poate cu experiență. Este un partid nou, are putere în Europa. Eu m-am și întâlnit cu niște membri ai Partidului Verde de aici, din Germania. Chiar la un moment dat m-am întâlnit cu un europarlamentar și am stat de vorbă cu dânsul. Suntem sprijiniți, nu suntem singuri. Atunci când am ales să mă înscriu într-un partid, categoric căutam un partid unde am și șanse. Un partid cu perspectivă de viitor. Iar Partidul Verde, din punctul meu de vedere, a fost singurul. În primul rând, în România, nu luptă nimeni pentru ecologie. În general, nu vorbim doar de tăiatul pădurilor, vorbim de albine, acțiunea pe care tu o sprijini foarte mult sau o promovezi foarte mult. Astea sunt unele dintre motivele pentru care m-am înscris în Partidul Verde. Zilele astea se Da, vorbește mulțumesc. foarte mult, se vorbește zilele astea despre nevoie de justiție. Iată, se împlinesc
30 de ani de la Mineriade și încă nimeni nu a răspuns pentru asta și se pare că multe alte astfel de evenimente din trecut, Revoluția sau mai recente, dosarul 10 august, rămân, se prăfuiesc, vinovații sunt la libertate, ba chiar defilează prin politică, prin funcții publice. Justiția noastră se laudă că a generat-o pe Laura Codruță Kövesi, care a ajuns, nu, fondatoarea, întemeietoarea parchetului european, dar la noi dreptate, eu, chiar eu, acum mă căznesc să trimit a treia plângere la CEDO împotriva României pentru abuzurile făcute de poliție, jandarmerie, parchet și instanțele de judecată care nu mi-au făcut dreptate în mai multe cazuri aici. Ce se poate de făcut? Pe cale politică se poate schimba și a treia putere în stat, aceea judecătorească? Păi România s-a schimbat tot, de la femeie de servici până la putere judecătorească, până la orice funcție vrei tu din România, s-a schimbat tot pe cale politică. În primul rând, eu nu sunt de acord cu avocatul poporului. Avocatul poporului trebuie să fie ales de către popor. Nu trebuie să fie pus politic acolo. Nu trebuie ales de partidul X și Y. Dacă căutați informații pe internet, veți vedea că avocatul poporului, de fapt, este ales în funcție de, probabil, de partidul de la guvernare. Oarecum acela decide. Adică 3 voturi sau 3% îl alege PSD-ul, 2 PNL-ul, 1 nu știu care și așa mai departe. Nu mi se pare corect și normal. Fiind avocatul poporului, ar trebui să fie un avocat ales de către popor. Exact cum este și CCR-ul, Curtea Constituțională a României. Deci, eu, dacă ar fi la un moment dat să pot eu să hotărăsc ceva în acea țară sau dacă ar conta cuvântul meu, asta aș propune. Avocatul poporului să fie ales de către popor, iar Curtea Constituțională a României să aibă candidați exact cum avem alegeri locale, parlamentare și așa mai departe. Și Iar nu noi, crezi? cetățenii, oamenii de rând, să decidem cine va conduce acele instituții. Și nu crezi că vor învinge în așa caz niște judecători populiști care au papagalul dresat și discursul bine pus în plisc, dar cunoștințe juridice și integritate mai puțin? Cum se întâmplă, iată, cu președintele sau ce mai alegem noi, poporul? Ai atât de mare încredere în popor care are tendința acum în toată lumea să voteze populiști și oportuniști și demagogi? Eu cred că încet, încet mentalitatea se schimbă. Dat fiind faptul că oarecum suntem între 5 și 10 milioane, 8 milioane spune Wikipedia, suntem în străinătate, deci nu avem date concrete și nu înțeleg de ce. Nu are curaj statul român să vină în fața noastră să spună, da, domne, suntem 8 milioane în străinătate sau suntem 3 milioane sau, mă rog, Constantin, orice asta este. cifră ar fi o poză de moment. Dacă zici acum că sunt 3 milioane, peste o oră au intrat câteva mii deja și au plecat alte câteva mii. Când stabilim că e Să cifra de știi, plecați? Care au o plecat o bază de lună, care date. au plecat un an, care sunt plecați de o viață? Cum îi numărăm? O bază de date au ei, dar nu vor. Să revin. Deci, noi fiind în străinătate, vedem altfel lucrurile. Încet, încet, nu mai urmărim Antena 3, nu mai urmărim realitatea și alte posturi de propagandă. Avem doar internetul, ce vedem pe internet, aia este. Clar umblă și fake news-uri prin rețelele sociale, dar oarecum le și depistăm prin comentarii și așa mai departe. Dar atunci când va veni momentul să alegem niște oameni, eu cred că în viitorul apropiat vom fi capabili să alegem 10 judecători pentru Curtea Constituțională a României. Să vină în fața noastră, la fel cum vin candidații, să se prezinte cine sunt, ce au făcut. O campanie electorală, un fel de campanie exact cum este campania electorală. Ce o să Și eu cred înțeleagă că românul de rând alegător în drept constituțional ce o să debiteze acolo candidații cei? Că ei trebuie să fie specialiști în drept constituțional. Și noi ce știm? Noi habar n-avem, poate 1, 2, 3 articole din Constituție. Câți români crezi că au citit vreodată Constituția de la un cap la altul? Eu n-am citit-o toată, niciodată. Tu ai citit-o? eu am citit odată toată și o ascult în mașină. Deci mai nou asta fac,
atunci când am de condus 100-150 de kilometri, deoarece Constituția României audio, în format audio, are undeva la 2 ore, iar de citit să stai să citești fiecare articol, sunt articole care trebuie să îl citești de 2-3 ori ca să-l înțelegi, categoric este de interpretat. Și atunci este câte un cuvânt mai sistematic pus acolo, să spun așa, și citești de 2 ori, sau cel puțin eu asta fac, îl citești de 2 ori acel articol ca să-l înțeleg, să nu cumva să fie portițe prin el. Deci să citești Constituția ai nevoie undeva la 4-5 ore, poate mai bine. Dar apropo de fake news-uri care ne creează agenda sau creează o agendă falsă, ne influențează agenda publică, ultima vreme se vorbește la tot felul de televiziuni, nu doar la Antena 3, chiar azi am văzut că B1 TV tetra. Germania pune la îndoială COVID, zice că e fake. Ce știi despre asta, că ești în Germania? Cine pune la îndoială COVID? Acum când sunt 7 milioane de infectați în toată lumea, Gabi, sau cine face zgomot? Gabi și-a pune microfonul, vrea el să comenteze despre fake news. Nu, eu vreau să completez. Mulțumesc mult de informația dată, fiindcă noi încercăm să dăm și informații utile. Am pus acolo pentru cei care sunt în diaspora și vor să voteze cum o să se înscrie pe www.votstrănătate.ro și tocmai ai zis de Constituția României, varianta audio, am și postat acolo ca să fie mai comod celor care sunt la show, care sunt șofer să lucrează și pot să asculte pe căști sau la o boxă ceva. Mulțumesc multele de această informație. Pe YouTube este, da, de pe YouTube. Constituția României și am verificat, adică ascultam și mă uitam în document, deci cam exact, este identic. Adică o recomand. Da, mulțumesc și eu, mi-a sărit în ochi numărul mic de oameni care l-a ascultat la 9000. Și eu sper că convingem și pe alte câteva 10-100 să asculte audio. Cel puțin pentru mine o să fie o chestie foarte bună, având în vedere că nu prea am timp liber la dispoziție. Apropo, Oleg, cu faza cu COVID-ul, eu am să spun părerea suedeză, să zic așa, adică prin filtru meu personal. Adevărul despre COVID nu îl putem ști deocamdată, ci îl vom ști probabil peste un an sau doi. Adevăratele cifre reale le putem vedea tot așa peste un an sau doi. Un eventual vaccin îl putem vedea peste un an sau doi sau poate niciodată. Când zic că și pentru HIV nu este nici acum un anumit vaccin. Dar haideți să revenim la comunitățile românilor din Germania. Cum le percepi tu? Și aici văzusem o întrebare a domnului Teodor Jugănaru care spune întrebare pentru invitatul tele. Ce strategie ai pentru viitor în Germania pentru consolidarea și dezvoltarea filialei PV Germania, adică Partidul Verde Germania? Deocamdată este prematur să vorbim ce strategie am eu personal. În fix 30 de minute am o ședință cu colegii mei de aici. Categoric vom face ceva. Acum vă dați seama că ar fi oarecum, nu știu, prematur să vin să spun facem asta, facem asta. Partidul Verde Germania s-a constituit acum o săptămână legal. Și vă dați seama că urmează să stabilim. Nu, chiar nu-mi permit să vorbesc ceva ce încă nu am discutat cu colegii mei. În nume personal am destul de multe acțiuni, dar să vedem cum le legăm. Unele sunt bune, altele mai puțin bune, ne consultăm și stabilim. Categoric vreau să-i răspund domnului Jugănaru, ai spus. Categoric veți vedea dacă urmăriți Partidul Verde în continuare. Mă rog, Jugănaru cred că este membru în partid, nu? Nu știu. Cred că este, da, numele îmi spune ceva. Dar le răspund celorlalți care se uită la noi. Nu aveți decât să urmăriți Partidul Verde și să vedeți cu ce vor veni nou față de celelalte partide sau cu ceva mai credibil față de celelalte partide. Am să completez aici tot la informații utile. Ne pot găsi pe www.partidulverde.ro sau www.verzi.ro. De asemenea,
fiecare țară unde avem un număr minim de membri are o pagină dedicată. Deci în cazul Germaniei, Partidul Verde Germania, în cazul celor din Scandinavia, Partidul Verde Scandinavia și tot așa mai departe pe celelalte țări, UK, Irlanda, Franța, Spania, Italia și sperăm în curând să avem și pe celelalte țări unde avem puține simpatizanți, dar trebuie să menținem că Partidul Verde Diaspora, noi am început munca cam acum vreo 3 luni de zile. Și în 3 luni de zile ne-am mișcat destul de binișor, aș spune eu, și mulțumesc tuturor colegilor, simpatizanților și celor care vrea să dea o mână de ajutor pentru această cauză a Partidului Verde. Am vrea să aflăm de la voi, de la amândoi care sunteți plecați peste hotare, dacă puteți compara agenda publică, ce vorbesc televiziunile, ce vorbește putere, ce vorbește opoziția, acum pe timp de pandemie, în țara voastră gazdă și la noi în România. Văd că aici se ceartă puterea cu opoziția dacă se extinde sau nu starea de, cum au zis ei, de alertă, dacă să voteze sau nu decretul ăsta. Și oamenii stau în suspensie de fiecare dată, la data de 15 așteaptă, o să decidă, nu o să decidă cu 5 minute înainte de miezul nopții, o să decidă Parlamentul sau nu, dacă se deschid terasele, dacă se permite, eu nu știu, Asta jocul, păcănele sau tot așa. Bisericile, iată, îi doare PSD-ul, Partidul Social Democrat e îngrijorat de biserici. a fost o problemă foarte mare, consider eu. Autoritățile noastre nu au anunțat din timp. Hai să spun ceva, Oleg. Dacă eu, de exemplu, voiam să plec în România, da? Eu încă nu aveam ceva sigur până data de 13 sau ceva de genul. Ei puteau să anunțe din timp. Adică în Germania cel puțin așa s-a procedat. Eu am știut din timp. Nu a venit doamna Merkel în față să spună de mâine faceți asta, cum au făcut de altfel autoritățile noastre. Adică s-a anunțat din timp. O săptămână înainte știam, începând cu data de, avem liber la aia, începând cu data de. Autoritățile noastre nu au procedat așa. Chiar îmi aduc aminte, nu mai știu când ce decizii au luat. Au anunțat seara, noaptea, înainte de miezul nopții. Stai un Păi, pic, asta e eu trebuie să problema, mă că pregătesc oarecum. Eu, ca afacerist, trebuie să mă pregătesc. Nu merge de pe o zi pe alta. Vin și spun, ok, de mâine facem asta. Păi, m-ai luat prin surprindere, clar, nu? asta e problema, că Exact. avem Eu ce guvern am observat. minoritar, pe când la voi în Occident aveți poate majorități de guvernare și acelea dacă au decis și au făcut un program, o fi imprevizibilă situația asta cu pandemia, dar poți să faci un program măcar peste o săptămână, dar nu peste un sfert de oră. Categoric, Pe când la categoric. Nu, nu. noi, PSD cu PNL și pun piedici unul altuia și după aia vedem că ies împreună cu niște rezoluții de face ochii mari. Aș vrea să completez aici discuția care se referea la agenda media de fiecare țară. Fiecare țară are specificul ei. Și da, noi clar că facem comparații cum este în Germania, România, Germania, Suedia sau Italia și așa mai departe, dar fiecare țară are specificul ei. Nu există un mod de raportare, un T0, să zic, sau un moment zero. Suntem țări diferite mentalități, diferite economie, etc., etc., mod de abordare, mentalitate și așa mai departe. Deci este un întreg complex care duce la abordări diferite. Și rețineți ceea ce vă spun acum, citând dintr-un specialist suedez, care spune așa: adevăratele cifre se vor vedea după minim un an de zile, adică anul viitor, cam pe vremea asta, vom ști exact să putem face niște comparații între țări. Fiindcă, dincolo de morții care sunt mai mult sau mai puțin, există și impactul economic. Există alte lucruri legate de sistemul sanitar care sunt negative datorită faptului că resursele s-au concentrat pe această pandemie, mă înțelegeți? Și în România dăm cazul acelor oameni care sunt bolnavi de cancer, care din cauza acestei schimbări de tactică de
alertă, acestei stări de alertă, nu au mai avut un serviciu de calitate bun, asemenea cu diabeticii, și putem continua cu alte exemple. Și atunci vedeți că cifrele deceselor, să zic așa, sunt diferite, fiindcă nu putem să ne raportăm doar la decesele legate de COVID. Noi trebuie să vedem ansamblul problemei. Deci, Gabi, dar eu nu... Eu și-aș dori să... Exact, și-aș dori să schimbăm subiectul, fiindcă nu este un subiect prea plăcut. Noi trebuie să ne gândim la soluții și am văzut că majoritatea vergilor se gândesc la soluții și la viitor. Păi, apropo, chiar săptămâna trecută a avut loc o conferință pan-europeană a Partidului Verde European, a participat și o delegație a noastră, e pentru prima dată în istorie când această conferință a avut loc online, din motive lesne de înțeles, și acolo pe lângă mai multe rezoluții s-a discutat și s-a votat una legată de revenirea de după această pandemie. Ați urmărit careva declarația, știți ce părere au verzii europeni despre consecințele pandemiei și despre necesitatea schimbării comportamentului și a opticii planetei, a continentului, a noastră, a cetățenilor după această pandemie, relația noastră cu natura, relația noastră între noi, cum interacționăm, cum păstrăm tradiția de a ne strânge în brațe, de a ne da mâna, de a merge la saună împreună. Tele? Pe scurt, spune-mi încă o dată întrebarea. Nu știu, eu auzeam un forșmeit în căști. Nu știu, Gabi, cred că de la tine. Da, eu cum sunt văd copii... după pandemie? Da. Verzii europeni au avut conferințe și au discutat asta, una dintre rezoluțiile conferinței. Da, să fiu sincer, nu am urmărit în totalitate ce s-a discutat acolo, dar știu că probabil, Gabriel, știu că tu ai urmărit ceva mai mult. Avem dar, promisiunea. Nu asta contează. Avem promisiunea colegilor care chiar au participat ca miercuri, în ediție de miercuri, poate să discutăm despre asta detaliat. Credeam că voi, fiind pe acolo, v-ați interesat. Nu am avut timp, să fiu sincer. Adică da, și a durat 3-4 zile a durat conferința și era în continuu discuția acolo și nu știu dacă a fost transmisiune live, doar rezoluțiile finale s-au publicat și probabil inițial doar în engleză, până o să ajungă traduse la noi, sau voi știți engleză? Da, eu parțial am urmărit, da, și am făcut o comparație între rezoluția verzilor europene din weekendul trecut și ceea ce a spus unul dintre reprezentanții ai Comisiei Europene din Suedia și am reușit să fac un rezumat și constat cu plăcere că agenda verzilor este una care este conformă și cu agenda Uniunii Europene, Comisiei Europene în ceea ce privește următoarea perioadă. Practic, mai multe familii politice europene au convenit, au agreat un set de măsuri și un lucru care mi se pare foarte pozitiv, chiar dacă este criză economică, dar trebuie să recunoaștem, dincolo de această criză sanitară, este o criză economică, dar atenție mare, și aici este partea antreprenorilor și celor care sunt interesați să creeze locuri de muncă, autorități publice, etc., etc. Există o mare șansă, o mare oportunitate ca în această perioadă să se dezvolte diferite proiecte legate de infrastructură, de economie circulară, de agroturism, de tot felul de rețele de logistică ecologice, reciclare și așa mai departe. Deci, dincolo de această problemă care ne afectează pe toți, există și un plan de măsuri pentru locul de muncă, taxe, șomaj diminuat și așa mai departe. Deci, și eu cred că verzii au un lucru foarte mult de spus dacă își doresc acest lucru și în România și din acest motiv oamenii care ne urmăresc și trebuie să o spună celorlalți că există un Partid Verde care are soluții pentru acest aspect, fiindcă Partidul Verde nu este vorba doar despre natură,
este vorba și despre economie, și despre sănătate, și despre justiție, și despre apărare, și despre cercetare și așa mai departe. Verzi în acest moment și la plan european pun accentul pe dezvoltarea unor afaceri și antreprenoriat care ține de industria eco, de turism, de gastronomie, dau un exemplu, de agricultură și așa mai departe. Deci există oportunități. Apropo de justiție, tot la conferința aceea a Partidului Verde European s-a votat o rezoluție legată despre rasism și despre criza rasistă, care a pornit cumva de peste ocean când a fost omorât în mod revoltător acea persoană de culoare, dar după aceea valul de proteste a ajuns și în Europa. Nu știu în ce oraș e Constantin, dar mult sigur și în Germania se protestează și s-a protestat și weekendul ăsta împotriva rasismului. Iată, verzii au venit cu atitudine în apărarea persoanelor de orice etnie, de orice culoare. Da, Constantin. Numai puțin, Oleg. De fapt, dacă stăm bine și ne gândim, ne reamintim, totul a început din Europa, nu din America. Să ne aducem aminte în toamna anului trecut, sau chiar spre iarnă, când în Hanau au murit 11 persoane sau câte au murit acolo. Atunci când o persoană a intrat într-un bar și a omorât chiar un conațional de-al nostru. Atunci s-a protestat, am fost și eu la un protest aici în Mannheim. Au fost câteva sute bune de persoane. Iar acum oare, să spun așa, cum este o continuitate a ceea ce a fost atunci? Deci eu nu cred că în Germania se protestează datorită evenimentului din America. Crede-mă, cu siguranță nu. Din cauza pandemiei oamenii stăteau prin case, dar au ieșit acum înfruntând și acest risc, pentru că a fost omorât acel George Floyd și asta a fost picătura care a umplut paharul răbdării. Că rasismul există de milenii, nimeni nu neagă. Da, și s-a întâmplat robie și la noi, în țară, nu cât, 150 de ani în urmă, încă romii erau vânduți ca vitele, ca obiectele. Zici bine, Oleg, și vreau să te completez aici. Există rasism și la adresa românilor. Există, apropo că ai zis de rom, există în zilele astea, mi se pare că acum o săptămână, două, era un caz de sclavie și culmea, patronii sau, mă rog, proprietarii acestei rețele erau tocmai din etnia menționată. Deci, nu, cum să spun, aceste tipuri de abuzuri se fac de către diferite etnii contra altor diferite etnii și culmea chiar și împotriva membrilor din aceeași etnie. Păi, de ce crezi că minoritatea romă ajunge atât de des sub limita mizeriei și ajung atât de des sclavi, argați? Pentru că nu au fost ajutați să se integreze. Au fost eliberați de robie, cum se zicea, ziua dezrobirii și i-a lăsat în drum. Cum putea să ajungă de urmă populația majoritară cu bani, cultura? Au fost și sunt bani alocați pentru integrarea acestor persoane. Sifonați. Problema este că datorită sistemului din România, acei bani ajung pe mâna unor oameni care știu să aibă grijă de bani, nici de cum să-i cheltuie pentru ceea ce au fost alocați. Dar au fost... Gabriel, îmi cer scuze, eu mai sunt încă 15 minute. Dacă, okay. Dacă mai aveți, mai aveți întrebări la care pot să vă răspund eu, 15 minute credeam voi mai că Gabi a vrut să zică că și românii sunt deseori tratați cu suspiciune sau cu dispreț în Occident din cauza unei xenofobii, nu neapărat a rasismului. Probabil vi s-a întâmplat și vouă, că sunteți peste hotare. Am pățit-o și eu, am pățit-o atât în Grecia cât și în Germania. Dar să știi că de fiecare dată, atunci când am simțit acest lucru, nu vorbeam limba statului în care mă aflam. Cu timpul, atunci când am început să vorbesc, nu am mai simțit acest lucru. De exemplu, mi-aduc aminte de o fază petrecută în Grecia, întrebam de o adresă, bineînțeles, cu română, engleză, cu mâini, cum facem toți, da, din mâini, că
Asta, prin acest lucru am trecut toți, fie că vrem, fie că nu vrem să recunoaștem, asta a fost și m-a trimis cu totul și cu totul în altă parte. După ce am început să vorbesc, l-am întrebat pe omul respectiv, îl cunoșteam, adică eu fiind pe o insulă, l-am întrebat. Ții minte când eu am venit la început, tu m-ai trimis în altă parte, de ce ai făcut asta? Și mi-a zis că te-am trimis râzând, te-am trimis să înveți insula, îmi spunea. Deci, nu, ei sunt rasiști, aș putea spune, nu un anumit popor, anumite persoane, că și la noi, crezi că noi nu avem români care sunt rasiști? Avem, Exact, deci. categoric, asta este la nivel mondial, adică sunt oameni și oameni, cum îmi spunea un prieten zilele trecute, frunzele sunt la fel, au aceeași dimensiune? Nu au, categoric, la fel este și cu oamenii, nu sunt toți la fel și rasismul există peste tot. Acum este problema este cum răspundem rasismului. Asta este problema, adică dintr-o denigrare sau dintr-o ipostază neplăcută facem o dramă sau suntem în stare să trecem de acea situație cu brio, iar data viitoare să încercăm să corectăm cumva. Aici mă refer și la poporul român. Nu mă refer la ceea ce am pățit eu în Grecia sau ceea ce am pățit și poate pățesc în Germania. Am și în ziua de astăzi câteodată mă duc undeva la o firmă nouă sau ceva și simt că ceva nu-i convine, că vorbesc limba germană, dar normal, am accent, nu o vorbesc cum o vorbesc ei, clar. Și simt lucrurile astea. Întrebarea este ce putem face noi pe viitor ca să nu mai fie acest lucru. Să vin Primul și cu lucru un pe care îl răspuns. facem este să vorbim despre asta, să conștientizăm problema și să încercăm să o aducem la cunoștința cât mai multor oameni, să înțeleagă că nu-i bine să tratezi cu dispreț categorii de oameni, ci individual pe fiecare om pentru faptele și vorbele sale. Și tot nu cu dispreț, tot mai bine cu drag, că doctrina verzilor e și pacifistă. Chiar dacă apare vreun conflict, vreo diferență foarte mare de civilizație, încerci să o rezolvi pașnic cât se Exact. poate de Exact inteligent despre și nu cu forța, cu ură. asta vorbeam, cum gestionezi acea situație și ce facem în viitor. Eu oarecum sunt pregătit atunci când văd o chestie, să spunem, de rasism, nu o bag în seamă, adică eu zâmbesc. Văd că sunt tratat cu indiferență sau tratat de sus sau tratat cu rasism, să-i spun așa, zâmbesc, adică oarecum îl deranjez și mai tare, știi? Dar încerc să plec repede de acolo. Adică eu spun ce am de spus, îi explic omului că nu este frumos ce a făcut, după care am plecat. Chiar am pățit o fază de genul, mi-aduc aminte acum, când țipa o persoană așa, un client în munca mea, în meseria mea, și m-am oprit, m-am uitat la el, l-am lăsat în pace să urle, după care am țipat și eu la el și i-am spus: acum îți place, dar eu cu tonul ridicat, acum îți place să vorbesc și eu așa. S-a uitat la mine și spun: să știi că înțeleg, chiar dacă sunt dintr-o altă țară, eu înțeleg, poți să-mi spui frumos. Dacă am greșit cu ceva, poți să-mi spui frumos și eu înțeleg. S-a uitat la mine și a dat seama că a greșit și mi-a spus: îmi cer scuze. Es tut mir leid în germană. Deci a cerut omul scuze și a dat seama că nu eram oarecare, adică am încercat să răsplătesc cu acea monedă în care să înțeleagă: mă, omule, tu greșești, eu nu sunt de vină dacă tu nu mi-ai spus cum trebuie făcut sau ce trebuie făcut. Nu știu, cred că ține de fiecare situație în parte. Nu putem da noi lecții acum cum să fim mai buni sau cum să. Lucrurile astea trebuie să fie pe termen lung, pur și simplu. Adică noi să încercăm acum să le. Este părerea mea personală, am văzut că te-ai strâmbat puțin. Din punctul meu de vedere, trebuie să le explicăm oamenilor, adică să venim în fiecare zi: domnule, rasismul nu e bun, nu te ajută la nimic, Nu, mai dar să ales că reacționăm suntem. la fiecare caz concret. Când ai zis că zâmbești, eu m-am speriat că zâmbești când vezi că e discriminat sau tratat cu atitudine rasistă altcineva. Și m-am speriat. Dacă n-ai zis că e despre tine, atunci da, poți să zâmbești, eu știu cumva Nu, 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 cinic. vorbesc la Dar nu e persoana așa că mea e când sunt necesar în să față. intervenim din solidaritate, din Ah, grijă și atunci când clar. e vizat altcineva? Clar, îți dai seama dacă eu, de exemplu, aș fi mâine pe stradă și aș vedea o persoană de culoare sau un grup de oameni sau orice, îți dai seama Migrant, că un aș interveni, asiatic, adică da.
prin felul meu de a fi, clar nu aș rămâne indiferent. Deci clar că chiar aș suporta consecințele, dar clar aș interveni. În ce sens ai suporta Da. consecințele? E valabilă prevedere legală că dacă știi despre o nedreptate, despre o ilegalitate și nu o denunți, ești complice? Se circulă vorba despre asta în Germania? În Germania este ceva de genul, da. Nu știu să-ți dau chiar articol de lege sau concret, dar ceva de genul este. Adică și în România este, mare atenție. În România, dacă Dacă e vorba este o de crime, nu faptă, și despre mici ilegalități. cred că inclusiv infracțiunile, dacă știi și ascunzi și la un moment dat, adică sunt articole de lege prin care te pot sancționa Pedepsești și pe pe tine tine. pentru Da. complicitate, da. Da, Totuși, da, la da, noi da, da. există și disprețul ăsta pentru turnători. La noi, în tot estul ăsta, se consideră de bon ton să taci, să nu te bagi, pentru că nu-i treaba ta, și să fii solidar cu oricine fură, violează, pune minciuni și nu cu autoritățile. E un fel de Eu zic complicitate că tradițională, culturală. eu zice, da, putem spune și așa, dar o putem lua și ca și lașitate civică, lașitate comunitară. Și dacă ne uităm ce se întâmplă în jur, cu natura, cu, da, un exemplu așa banal, începând de la Chișinău, cu care se arunca PET-ul, doza de suc și așa mai departe, vedem unde este nivelul nostru. Și vedem diferențe în România între unele localități unde au anumiți gospodari la modul general sau și Gabriel, gospodari primari și... totul pleacă, scuză-mă că te întrerup, totul pleacă de la educație, clar. Ei și-au Da, dorit păi să ne asta vreau țină să zic. proști ca să poată Exact. guverna România ani și ani și ani de zile. Asta a fost Aici totul, vreau să adică ajung. te-am ajutat eu pe scurt. Deci asta Da, este, dar pe scurt. problema lor este că noi ne trezim. Uite, Partidul Verde, din câți membri cunosc eu, foarte mulți sunt și din diaspora, foarte mulți sunt tineri. Noi ne-am trezit, noi suntem treziți. Acum trebuie doar să ne unim sub forma partidului și să acționăm. Atât doar. Eu cred că nu mai durează mult până când PSD-ul nu va mai fi la guvernare. Nu știu, așa am eu o impresie de atunci, de când protestam. Eram pe Chiselev, dacă mi-aduc aminte bine, bulevardul unde se află sediul București, sediul PSD din București. Și spuneam că la un moment dat vor fi paianjeni pe această clădire. Râdeam oarecum, eram ironic. Oamenii se trezesc. Clar nu le mai merge pentru mult timp. Încet, încet votanții lor deja sunt persoanele de vârsta a doua și a treia, clar o știm. Tineretul foarte puțin îi mai susțin. În schimb, mi este frică de altceva. Mi este frică de partidele noi, care sunt sateliții PSD-ului, iar oamenii din PSD, membrii PSD-ului, adică pot spune și de PNL, nu neapărat de PSD, se vor înrola în aceste noi partide și vor continua același Aceleași practici, cât stil. timp nu se schimbă mentalitatea alegătorului, a contribuabilului, atât timp nu se va schimba comportamentul politicienilor. Deci noi Clar, trebuie fără să dar și fim poate. altfel, să le cerem socoteală, să protestăm la fiecare abatere și poate să învățăm, cum ziceam de la nemți, cultura asta a denunțului în interesul comun și al legii, al respectării legii, să avem cultul funcționării instituțiilor și a legilor. Cât timp las că merge, treacă și așa, nu mă bag că nu-i treaba mea, atâta timp trăim ca în Balcani. Exact. Tele, o întrebare. Noi ne-am propus realistic ca Partidul Verde să prezinte o garnitură de candidați completă în 2024. Crezi că ar putea fi pe surpriza acestor alegeri în cazul în care Partidul Verde adună numărul de semnături ca să participe în alegeri? Crezi că ar putea fi o voce la nivel local și, de ce nu, chiar parlamentar? Cine anume? Eu, Partidul dacă Verde mă rog. 24. Gabi se gândește la Clar, 24. Eu te-aș întreba clar, despre clar. anul ăsta. Crezi că facem o surpriză la alegerile locale și la parlamentare din toamnă?
că de la București se spune da, începem. Eu cred că da. Cred că deja în spatele telefoanelor ori în spatele Facebook-ului suntem deja destul de mulți membri și eu cred că dacă vom începe să acționăm, eu cred că vom prinde guvernarea. Cred, dar este o părere personală, cred că suntem deja destul de puternici încât să ținem cei 5%. Eu zic să ne pregătim de guvernare, dar e mai realist să fim gata să facem o opoziție activă, nesuferită, constructivă, chiar de acum, din toamnă, în consiliile locale, în opoziția Pentru primarilor hrăpăreți. Deci eu m-aș pregăti mai degrabă pentru o opoziție inteligentă. 2024, eu cred că Partidul Verde va face o Până în surpriză foarte 24. frumoasă. Da, până în 24 e mult, avem, iată, alegerile de anul ăsta și oportunitatea să fim acolo, pe lângă pâine și Oleg, cuțit. știi care este problema? Pe de o parte, sunt de acord cu ceea ce spui tu, adică să luăm în termeni populari, să luăm taurul de coarne acum și să începem să candidăm și așa mai departe. Pe de altă parte, oarecum sunt de acord și cu domnul Florin Călinescu, trebuie să fim oarecum pregătiți. Noi suntem oameni noi, suntem oameni care acum vrem să învățăm politica, acum suntem înscriși. Eu nu am mai făcut politică, eu nu știu ce înseamnă. Eu știu doar câteva legi pe care le-am citit atunci când am vrut eu să candidez ca independent. În rest, avem multe de învățat. Eu cred că este bine și să candidăm, pe de altă parte, este bine să fim și mult mai bine pregătiți. Dar, repet, ceea ce se va decide de la București, aia se va întâmpla. Cu siguranță vom face față, chiar dacă vom intra în Parlament cu 5%. Oameni sunt. Avem, de exemplu, în județul Timiș o filială foarte puternică. Avem consilieri deja de 2 mandate, dacă mi-aduc aminte bine acolo. Deci, oarecum, noi nu suntem. Adică vine troncotă. Gabriel, oprește-l frumos microfonul. Salut, copii! Vine troncotă nou în politică și el nu va ști ce să facă. Tocmai am ales atâta timp oameni cu experiență. Am ales PSD, PNL, PSD, PNL și am tot învârtit de la un mandat la altul. Am ales oameni numai cu experiență și ce au făcut? N-au făcut nimic. Eu cred că este momentul să alegem oameni noi, oameni chiar noi. Eu, de exemplu, dacă ar trebui să fac ceva astăzi, acum, în acest moment, credeți-mă că mi-ar fi frică să spun ceva, să fac ceva din poziția de deputat ori senator, da? Eu ce aș face în primul rând? În primul rând, aș lua documentele, aș citi, trebuie să fie legal, așa, Ca să trebuie înțelegi. făcut, așa, trebuie făcut, așa. Deci, oarecum iau politica de la zero, cum scrie la carte. Și asta nu au învățat românii. În schimb, dacă luăm exemplul Germaniei, ei au învățat din 1941-42. Bă, așa trebuie, așa facem, punct. Au venit legile, au venit reguli, așa facem. Și uite, că unde este Germania, unde suntem noi. Deci, eu cred că vom face față indiferent de situație. Fie că vom candida acum, anul acesta, și vom prinde loc în Parlament, fie în anul 2024, așa cum spune domnul Florin Călinescu că vom fi activi. Eu spun că vom face față și Partidul Verde va face surprize foarte frumoase. Soarta Având în noastră vedere e. faptul că, scuză-mă, având în vedere faptul că nu suntem singuri. Mare atenție, eu am avut o întâlnire cu, am mai spus la începutul discuției, cu verzii de aici, din Germania, și mi-au spus, orice ajutor aveți nevoie, cereți-ne sfatul, noi vă ajutăm, vă dăm idei, sfaturi. La urma urmei, nu suntem singuri și asta contează. Noi nu trebuie să facem ca ei. Trebuie să urmărim o variantă, poate este varianta mai bună. Noi trebuie să ne uităm și la ei, trebuie să ne uităm la noi și să alegem varianta corectă. Din punctul meu de vedere, repet. Soarta noastră e în mâinile noastre. Gabi, ai și tu o idee de final, o concluzie, ca să închidem și să lăsăm pe Constantin la ședință? În afară că urlă copiii aici de numă,
Aș vrea să le Seamănă urez toate. tuturor care, exact, care ne urmăresc să distribuie de fiecare dată materialele noastre. Încercăm să aducem invitați buni, să avem ceva ce să spunem, să ducem un element de noutate și pe partea asta de media. Suntem cetățeni simpli, ne implicăm în viața comunității noastre și vrem să schimbăm ceva în România. Și noi suntem practic reprezentanții studiului în Republica Moldova, de fapt, cotă din Germania, eu din Scandinavia. Iată că suntem trei români din părți diferite, dar toți ne gândim la România. Eu cred că este un exemplu bun pe care îl facem să ne gândim să avem o Românie așa cum trebuie să fie. Despre Republica Moldova o să vorbim miercuri mai degrabă cu o reprezentantă a verzilor europeni chiar din Republica Moldova, de la Partidul Verde Ecologist de acolo, cu Erica Zuce, că am o înțelegere. Acum, eu fiind la București, reprezint Partidul Verde București, sectorul 5. Am de gând să candidez chiar în sectorul 5. Vrea Constantin să mai zică ceva la final? Da, Oleg, am o întrebare. Nu știu, mi se pare că atunci când sunt eu în cadru, se vede foarte în ceață. Uite acum, parcă văd că se vede mai bine. Nu știu cât era de clară emisia, Pentru că dar... și tu și Mălin Bot sunteți pe 3G, nu aveți, cum îl cheamă, Wi-Fi și aveți rezoluția în Ba, dependență de ce antenă ai. Ce să vă fac? să Și știi mai că am ales că internet. aveți și el și tu aveți tendința să vă faceți mic în cadru. Când ar trebui să faceți ca Gabi, să veniți aproape de cameră, să vi se vadă porii. Așa, așa trebuie. Dar las că o să vă învăț Să altă vă dată. Eu-s cercei, cum spunea Talpazan. deformație Exact. regizor Apropo, de să-i film. răspund lui Cristi Steinmeier, este președintele Germaniei. M-am uitat puțin peste comentarii. Îmi spunea mai devreme cineva că am cercei. Așa sunt căștile, dacă tehnologia, asta este. Ok. Bun, eu vă mulțumesc că aveți ceva pe sfârșit, foarte pe scurt, ori pot să-mi iau la Numai revedere. bine, eu sper ca românii din Germania să vină alături de tine și de ceilalți colegi, Robert, Adina, Tim Gabriel, și așa mai departe Gabriel, și... Gabriel, eu nu sper acest lucru. Să spun de ce. Pentru că sunt sigur că vor veni. Mai devreme sau mai târziu, ei vor veni. Atunci, hai să vedem. Eu sper să te cunoască personal. Hai să spun ceva. Uită-te la clasa politică, uită-te la PSD, a dezamăgit, uită-te la PNL, a dezamăgit, uită-te la USR, uită-te la Barna ce face, a dezamăgit. Uită-te și la partidele alea noi înființate, că și ele dezamăgesc. Încet, încet, știi cum, Gabriel, lucrurile merg de la sine. Deci eu nu-mi doresc pentru că știu că vor veni. Mai devreme sau mai târziu vor veni. Cu asta vreau să și închei. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să le mulțumesc și celor care ne-au urmărit și până data viitoare vă urez toate cele bune. Mulțumesc și eu. Noroc.